Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit vanilia cupcake sau brioșe cu vanilie. Sunt delicioase, se fac rapid și nu este nimic complicat. Dar noi ne uităm de ce ingredienți avem nevoie. 213 grame făină, 200 grame zahăr, 176 grame unt moale la temperatura camerei, 120 ml lapte la temperatura camerei, un sfert de linguriță sare, o linguriță praf de copt, un sfert de linguriță bicarbonat de sodiu, 120 grame smântână la temperatura camerei cu grăsimea 30%, 3 albușuri de ou și o linguriță extract de vanilie. Pentru cremă avem nevoie de 250 grame unt moale la temperatura camerei, 150 ml frișcă, 250 grame zahăr pudră și puțină sare și o linguriță extract de vanilie. Într-un bol mai încăpător cernem făina. Adăugăm și zahărul, bicarbonatul de sodiu, praful de copt, sarea și amestecăm totul bine. După ce amestecăm, dăm într-o parte. Într-un alt bol adăugăm albușurile de ou, smântâna, laptele, extractul de vanilie și amestecăm totul bine. Eu am terminat de amestecat totul bine. Acum adăugăm și untul moale la temperatura camerei și îl încorporăm și pe el bine aici. Eu am amestecat puțin aici și untul și acum vom adăuga ingredientele lichide la cele uscate și vom amesteca totul bine. Eu am terminat totul de amestecat bine și asta este tot. Aluatul nostru pentru brioșe sau cupcake-uri este gata. Priviți ce culoare frumoasă are și ce consistență. Eu am aici tavă pentru brioșe și în ea voi pune așa forme de hârtie. Dar dacă nu aveți forme de hârtie, va trebui să ungeți tavă cu ulei și să o presurați cu făină. Și acum e atașat cu o cupă sau cu o lingură de înghețat. Trei pătrimi din formă să fie vacoaluat. Noi am terminat să umplem forma noastră cu brioșe. Cantitățile care eu vă dau se primesc 14 brioșe. Mărimea este medie. Le dăm la cuptor la 180 de grade pe 20-25 de minute. Vă orientați după cuptorul vostru. Cupcake-urile noastre sunt gata. A stat în cuptor la 180 de grade 25 de minute. Vedeți ce culoare albă este. Asta nu înseamnă că ele nu sunt coapte. Ele sunt coapte, așa este culoarea, că n-am adăugat gălbenuș de ou, dar numai albușurile. Dar sunt foarte, foarte pufoase. Le lăsăm să se răcorească complet, apoi facem cremul și le decorăm. Brioșele noastre s-au răcorit, acum vom face cremul. Sunt foarte, foarte pufoase. Untul moale la temperatura camerei îl adăugăm în bolul de la mixer. Și îl mixăm timp de 2 minute, fără zahăr, fără nimic, de la viteza cea mai mare. La mine a trecut o minută și jumătate, eu cred că este de ajuns, că viteza este foarte mare la acest mixer. Strângem de pe marginile bolului și acum vom adăuga zahărul pudră, jumătate de cantitate, nu tot dintr-o dată. Adăugăm și extractul de vanilie. Și tot așa începem să mixăm la viteză mică, apoi mărim viteza și mixăm 30-40 de secunde. La mine a trecut 40 de secunde. Priviți cât de bine deja s-a deschis la culoare untul nostru. Adăugăm și cealaltă parte de zahăr. Dar strângem și de pe pereți. Și tot așa mixăm la viteză mică, apoi mărim viteza. La mine a trecut în jur de o minută. Priviți ce crem minunat! Strângem de pe pereții bolului. Priviți cât este de alb
și n-are aer în el. Extraordinar. Și acum adăugăm frișca. Frișca trebuie să fie rece, rece de la frigider. Adăugăm cam jumate din cantitatea de frișcă. Mixăm. Am mixat, cred că vreo 15 secunde, doar puțin. Adăugăm și frișca rămasă. Mixăm și pe ea încă 20-30 de secunde. Am mai mixat încă 20 de secunde. Este gata cremul nostru. Este un crem ideal. Vreau să vă arăt și mai aproape ce crem minunat este acesta. Voi pune cremă săculeț, dar vreau să vă arăt ceva sau să vă împărtășesc și cu voi ceva. Voi lua vin colorant pentru copturi sau pentru mâncare și voi murdări săculețul înăuntru. Dacă aveți un colorant mai lichid, puteți chiar să turnați așa în săculeț. La mine nu este lichid, este așa ca gel. Și murdăresc iată așa pereții săculețului. Și luăm din crem și punem în săculeț. Decorăm brioșile noastre, să vedem ce culoare va ieși. Super! Voi face și cu altă formă, dar vreau să vă mai spun ceva. Priviți cât de perfecte sunt aceste brioșe sau cupcake-uri. Sunt drepte deasupra. Asta nu înseamnă că ele n-au crescut sau nu sunt pufoase. Desigur că eu am să rup și am să vă arăt cât de minunate ele sunt. Eu voi pune și cu altă formă. Pe acestea cu crem alb le voi decora cu câteva bombonele. Iar la aceste cu roz, voi adăuga iată așa câte un fluturaș. Sunt minunate, facem degustarea. Vreau să scot, să vă arăt cât de pufoasă este. Priviți ce culoare minunată, nu este arsă sau rumenă, este tot o culoare și culoarea este albă curată. Rupem. Sunt foarte pufoase. Probam ce vreau cu crem. Crem ca și mai. Gustăm. Da, gustăm. Ce nu-ți poate? Păi hai las-o, ia și. Vreau să vă spun că la acest crem puteți adăugați puțină piure de fructe, să fie așa dulce acrișor, va fi excelent. Pentru mine este prea dulce, dar fiecare cu gustul lui. Cremul, simt așa puțin plăcut și gata, se termină, mai vrei. Brioșile sunt foarte pufoase, se topesc în gură. Sunt foarte delicioase. Eu vă recomand această rețetă, nu este deloc complicată și se face foarte rapid. Dar noi am ajuns la sfârșitul și acestei rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți like, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram. Dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!